Mai multe federații sindicale au protestat astăzi în fața Ministerului Finanțelor față de măsurile pronunțate de guvern, fiind prezente cel puțin 1500 de persoane. Un alt protest al membrilor Sindicatului Național al Polițiștilor și personalului contractual a avut loc la Ministerul Muncii, de unde participanții au plecat în marș spre guvern. Sindicaliștii susțin că multe dintre revendicările lor sunt de competența guvernului și vor să le aducă la cunoștință și premierului României. Federația Publisind, afiliată la Blocul Național Sindical, declanșează acțiuni de protest contra măsurilor de austeritate, care includ tăieri de salarii și de posturi, disponibilizări, creșterea taxelor, suspendarea unor drepturi, radieri de funcții, distrugerea deliberată a instituțiilor statului și chiar vulnerabilizarea structurilor de forță ale României în plin război la granițe. Prima acțiune organizată de Publisind a avut un număr de aproximativ 1500 de participanți care au protestat astăzi contra măsurilor de austeritate abuzive ce vor intra în vigoare. Un alt protest organizat a fost al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. Aceștia susțin cu vehemență faptul că Guvernul și Parlamentul le sfidează drepturile economice, sociale și profesionale, fapt pentru care vor continua protestele.